În Danemarca nu e nici măcar 0,1. Și nici VC-uri în curte n-are nimeni în Danemarca. am uitat la o statistică, sunt la 0,0. VC-uri în fundul curții. E interesant că ai noștri, dacă ei la rând pe toți politicienii bine îmbrăcați care vin seriile la televiziune nu e unul să creadă că e mai prost decât un politician danez. Ăla nu-și poate scoate heringul din gură, al nostru plin de el trufie, poze pe Facebook, Grecia cu proasta lui, copii acasă, bradul de Crăciun până la norie, da, vilă, uh, Jeep Audi, un confort ăsta de cretin, vine la televizor, uh, vă rog să mă ajut, uh, extrem de amabil cu câte o tută care schimbă la valiera, miroase, am dat două tone de parfum pe mine, proștii aia miroseau toți a pește. Da? Deci plin de mai pantuf de aia, țubuiat. El n-a făcut niciodată nimic. Da? Absolut niciodată nimic. În nicio acțiune de-a lui. Deci se duce la serviciu care aduna Naum la DJ. Doar ca să vorbească despre ce nu-i place. Ăla vine la, la muncă în fiecare zi a vieții lui de politician ca să nu facă nimic pentru țara lui. Mă, niciodată nimic. Și astea cu terasamentul. De că... A venit vreunul vreodată să discute. Păi nu interesează pe nimeni. Ei nu se duc cu trenurile. În România am văzut cum arată trenul. Miroase muștar, miroase se maioneză, miroase ketchup, miroase orice. Bă, acolo nu mirosea nimic, niciun tren.